faceți pe dracu' în patru, faceți ce puteți, spărgeți o bancă, duceți-vă pe OnlyFans, dar faceți rost de bani, deveniți bogați, altfel nu o să aveți acces la tehnologia. Pentru prima dată în istorie a fost inversat procesul de îmbătrânire, au fost făcute teste pe șoareci. Dar cât credeți că mai durează până când o să ajungă la oameni? De obicei, în cazul medicamentelor, durează câțiva ani, până de când le testează, din momentul în care le testează pe animale, până când ajung la oameni. În cazul tehnologiei de față, eu cred că maxim 20 de ani o să o vedem. O să vedem oameni care vor beneficia de această tehnologie, a căror îmbătrânire va fi oprită și chiar vor fi ajutați să întinerească. Așa că de-aia zic din nou, faceți rost de bani, fiindcă chestia asta o să coste mult, de genul milioanelor de dolari. E ca turismul ăla spațial, știi, care începe anul ăsta. Doar milionarii vor avea acces la așa ceva. Și asta estimez și eu că se va întâmpla cu această tehnologie. Va costa în ordinul milioanelor. Sau cine știe, poate avem noroc și va costa câteva sute de mii, 200-300 de mii, îți vinzi apartamentul și îți încetinesc îmbătrânirea. Dar ideea e că trebuie să facem rost de bani. Investiți în cripto, investiți în acțiuni, investiți în orice vreți voi. Spargeți o bancă, duceți-vă pe OnlyFans, dar faceți rost de bani. Altfel o să îmbătrâniți ca restul populației.